Salutare! Am revenit cu acest video pentru voi și m-am gândit să investesc 21 de dolari ca să deschid câteva cutii pe Hellcase. După cum puteți vedea, avem aici un case care puteți deschide și cu promo code, care costă 0,30 cenți, mil-spec, restricted 2 dolari, Classified, Convert, USP, Glock, AVP, AK-47, M4, Urban, Premium, care costă 35 de dolari și vă poate pica ceva frumos pe aici. Avem un Dragon Lore, un Medusa, mai greu cu astea, dar este ok. Așa, Fade-ul, care cu siguranță îl vom deschide și noi în această seară. Poate ne pică și un cuțitaș? De ce nu? Blood-ul, care costă 20, dar e cam greu să pice cuțitaș. Case hardened. Ar fi ok, dar mai mult de 21 nu am putut. Asta. Poate data viitoare, dacă mai strângem niște bănuți, deschidem un knife case. Și aici avem case-urile pe care le puteți găsi și în CSGO. Dar mai bine le deschideți aici, pentru că sunt mult mai ieftine. Gama 2 este un pic mai scumpă, dar... În fine... Să începem prin a deschide un convert. Da. În 3, 2, 1, start. Să vedem. Un Battle Star, minimal wear, 6 și 14 dolari. Este ok. Așa. Mai avem 14 dolari. Deschidem un AVP case. În 3, 2, 1, start. Hai, ceva bun, un Hyper Beast. Asta aproape de Dragon Lore. Este ok și așa. Ce să mai deschidem noi? Să deschidem un USP case. Poate ne pică un kill confirm. Ba. Hai să vedem. Și un serum e bun. Forest Leaves. Minimal wear, 10 cenți. Este ok și asta. De ce nu? Da, și acum să vedem ce ne va pica din cutia de Fade. Poate un Karambit, o baionetă și un Flip Knife este ok. Ținând cont că ieșim pe plus, pe profit. Este ok. Hai să vedem în 3, 2, 1. Hai, doamne, cuțitul. Oh, toate cuțitele la început. Please. Ah. Amber Fade, cel mai prost item care putea să-mi pice, dar... Asta este. Ne vedem data viitoare. O să mai fac și gameplay-uri. Cât de curând o să le postez. Vă mulțumesc că ați urmărit acest videoclip și la revedere!